te-ai orientat către facultatea de psihologie, doar că ai întâlnit un impediment și aici mă refer la faptul că nu se fac cursuri la distanță și că am înțeles că trebuie să te reorientezi puțin. Da, mi se pare că Universitatea București a scos asta din programa lor. Uh-huh. Și te-ai... Exista la începutul anului. Te-ai gândit să te orientezi către altceva? Mai caut, nu sunt încă, caut și pe afară, sunt tot felul de programe, caut încă, nu... A, deci ai fi dispus, chiar să urmezi cursurile unei facultăți din afară până la urmă, dacă se poate în felul ăsta. Da, asta. Sigur. De exemplu, uite, am găsit Universitatea Arizona, wow, care predă că eu, pe mine mă interesează și biologia. Uh-huh. Și au făcut împreună cu Google laboratoare virtuale și e ca și cum ai fi acolo. Iubesc tehnologia, chiar de zâble și tot. Și aș încerca și așa. Mie mi-ar plăcea să încep facultatea anul ăsta și să mai încep încă una la anul, pentru că la mine are noimă psihologia împreună cu biologia, nu separat. Să faci o facultate în afară e un lucru mare. Da, dar este important de reținut că eu nu-mi doresc pentru a mă angaja diploma asta. Nu vreau să-mi impresionez angajatorul sau HR-ul să zică a, eu o fac pentru nivelul meu de evoluție. Eu îmi doresc informația pentru mine. E adevărat că nu vreau să o fac după ureche singură acasă. Mi-ar plăcea să fiu într-un cadru organizat în care să mi se predea materia. Dar după 4 ani, eu la 49 de ani, nu vreau să mă duc la HR să zic acum am și diplomă. Angajează-mă. Da, avansează-mă. Da. Este o călătorie foarte personală a mea cu educația și cu educația asta academică. Mi-ar plăcea, în schimb, să pot să adun informația și să o dau mai departe unui grup reprezentativ istoricului meu, pentru că evident, din cauza unghiului din care mă uit la oameni sau situațiile de viață, o văd totul prin prisma istoricului meu. Da. Sunt mulți care au fost într-o casă de copii, mulți care s-au simțit în minoritate, marginalizați, mulți care au trăit fără părinți, sărăcie și așa mai departe. Și aș vrea să iau informația și să le adresez lor pe bucățele și inteligibil.